Multe lucruri care ajung aici, pe net, în fața voastră, sunt inspirate din viața mea reală sau se nasc din experiențele de viața cu zi cu zi. Eram ieri pe stradă și mă uitam la o vecină, mai să-i spunem Laura, cu o mașină roșie diesel decapotabilă, care a pornit mașina pentru 300 de metri. Nu avea bagaje, nu a adus nimic, a fost doar ea singură, singurică. Acum îi dau circumstanțe atenuante. Tot eu sunt pe stradă, m-am trezit înjurat de la geam de copiii unui alt vecin, să-l numim Radu. Și asta pentru că nu eram bine mers îmbrăcat fandosit în mașină, ci eram pe stradă, îmbrăcat normal. Așa că există circumstanțe atenuante. M-am enervat, dar nu foarte tare, mi-a trecut. În contextul de astăzi, sunt sigur că mulți dintre voi sunteți enervați de situația în care ne trăim. Mulți dintre voi ați vrea să puneți mâna pe arme când auziți ce se întâmplă dincolo de țara noastră, graniță cu noi, înfuriați de ce auziți la știri sau ce m-auziți zicând și pe mine, ați fi dispus să puneți mâna pe arme, însă eu vin cu o versiune, o variantă, prin care nu este nevoie să pui mâna pe arme și asta pentru că războiul nu se poartă neapărat cu arme, ci se poartă cu bani. Pun acest episod în acest context pentru că am mai atins subiectul, însă noi ca români într-o țară bogată cu salarii mari ne permitem să mergem 300 de metri cu mașina. A, și asta în ciuda faptului că suntem supraponderali și seara ieșim la alergat. Desigur, circumstanțe atenuante, lipsa deprimantă a educației. Tot ieri, vorbind cu un angajat la Petrom, domnul care mi-a alimentat mașina cu GPL, am ajuns să discutăm despre metodele, măsurile pe care alte țări vecine le implementează pentru a bloca prețul combustibilului, pentru a bloca prețul mai multor alimente, în așa fel încât oamenii să-și continue viața mai departe în contextul dureros, nu doar al pierderii de vieți, ci și economic în care ne aflăm. România nu se numără printre aceste țări, mi-a spus domnul, și în timp ce îi se spune că trebuie să meargă la lucru cu mașina, desigur, cu cea altceva, întrebarea lui era: eu cum alimentez mașina, cum alimentez corpul acesta dacă prețurile cresc de pe zi pe alta, cum îmi termin eu acoperișul casei? Mi-a spus că acum vreo lună era 30 de lei metru liniar de scurgere pentru acoperiș, acum nu-și permite să o mai cumpere și o lasă așa pentru că este 90 de lei metru liniar. Multe produse și-au crescut prețul irațional, dar cei care ne conduc vor să mergem mai departe, noi nu știm cu ce și dacă ajungem acolo, ce mâncăm. În acest episod, în caz că există dubii în mintea cuiva cu privire la cât de util, necesar și omniprezent este petrolul în viața noastră, o să vedeți câte un text micuț, câte un cărduleț micuț aici colea. Am două pagini, de asemenea texte, cu privire la produsele care conțin petrol, care se bazează pe petrol pentru a exista. Unul dintre acestea este aspirina, altul este guma de mestecat. Astfel, dacă nu vă place să mestecați petrol, nu mai mestecați gumă. Și pentru că noi nu avem măsurile implementate de a ne proteja la nivel de stat independența, astăzi vă prezint 10, sau mai bine de 10, metode prin care poți să-ți protejezi singur independența, să-ți permiți să mergi de aici colea și să mănânci. Sfaturile pe care vi le voi oferi vin din partea Agenției Internaționale a Energiei. Aceasta spune că 70%, grosomodo, din consumul de petrol internațional intră în transport, mai mult sau mai puțin în funcție de țări, dar în general 70%. Această agenție a fost creată în 1974, în mijlocul crizelor petrolului, pentru a ajuta țările să își reglementeze, echilibreze consumul de combustibil și aceasta în ziua de astăzi oferă mai departe sfaturi și direcții cu privire la eficientizarea consumului de combustibil. În final, totuși, agenția spune că nu depinde doar de stat, dacă nu ai un stat care ține cu tine, există măsuri pe care poți să le ceri tu de la primării, de la județ sau poți să le implementezi tu pur și simplu dacă ai ghinion să trăiești într-o țară neorganizată. Planul Agenției Internaționale este în 10 pași. Aceasta spune că și o reducere de doar 10 km la oră atunci când ești în mișcare în mașina ta pe autostradă, dacă ai noroc să fii pe autostradă, ar reduce în mod semnificativ consumul când vine vorba de toate lucrurile cu roți care se mișcă pe drumuri. Autostrăzile în general au viteza între 100 și 135 la oră, unele autostrăzi care nu au limită de viteză, unele drumuri au între 90 și 110 în Europa, pot să ajungă până la 140 de asemenea, iar reducere ale limitei de viteză au fost implementate și sunt implementate și ziua de astăzi într-o grămadă de țări europene și în America, atunci când nivelul poluării este foarte mare, de exemplu. Impactul pe care agenția îl prevede ar fi în jur la 290 de kilobarili pe zi. Un kilobaril este 1000 de baril, iar un baril nu este neapărat unitate de măsurare a greutății. În acest motiv, dacă te duci pe Google să cauți acum, vedea că variază între 112 și 160 de litri, este o unitate de măsurare a capacității. Dar să zicem, grosomodo, 150 de litri.
dacă vrei să pun în litri. 290.000 de barili ori 1500 de litri pe baril, mai matematica pe ecran. Și asta doar dacă te uiți la mașini doar pe autostrăzi. Încă 140 de kilobaril diesel ar fi economisiți dacă ai reduce viteza maximă a camioanelor de transport, care în ultima vreme nu știu unde se grăbesc și ce se întâmplă cu ele, pentru că se mișcă mult mai repede decât mi se părea în trecut și sunt mult mai agresivi șoferi în trafic decât erau în trecut. Înainte de pandemie, mașinile private pe care foloseau oamenii pentru a merge la magazine sau la lucru, consumau 2,7 milioane de barili de petrol pe zi. În ciuda acestui consum, mai bine de o treime din consumul făcut nu era necesar. Și asta pentru că mai bine de o treime din locurile de muncă din țările dezvoltate ar putea să fie făcute măcar o zi, două, trei de acasă, dacă nu cu totul. Acest lucru ar ajuta economia să se mențină pe picioare și să se reducă nevoia de combustibil. Desigur, nu toți oamenii au nevoie să meargă la fel la lucru. În America, media este de 20 de kilometri pe dus la lucru, 20 înapoi. În Europa este 15 kilometri dus și întors. Există o diferență destul de mare între ce înseamnă 20 de kilometri la americani și 15 kilometri la europeni. Noi europenii avem mașini mai mici și mai eficiente când vine vorba de consum. Agenția Internațională a Energiei spune că pentru același drum mașinile americane consumă cu 40% mai mult. Deci tu, ca european, cu mașină mică, roșie, decapotabilă, deja faci 40% mai mult decât face americanul pentru același drum, pentru aceeași lungime. Și desigur, dacă ai o navetă de 50 de kilometri, asta este. Dacă ai putea să o tai, ar fi cu atât mai bine. Pentru 15 kilometri ai putea să mergi chiar cu bicicleta, însă, dacă nu ești într-o țară în care clima ține cu tine, acest lucru este puțin probabil. În Franța, oamenii merg cu scooterul peste tot când vine vorba de lucru. E posibil tu să ai o Hayabusa foarte faină, dar francezul cu scooterul lui va face într-o săptămână kilometri pe care ai făcut tu în ultimii 5 ani, așa că nu îl lua peste picior. Și în timp ce în unele zile frumoase poți să mergi cu bicicleta la lucru, e posibil să nu te mai întorci sau să nu ajungi acolo din cauza traficului care nu te ia în calcul. Vremea poate să fie proastă, lucru care se întâmplă și atunci când ești cu mașina. Dacă vremea este rece și proastă, consumul combustibilului crește. Unul din sfaturile agenției este acela de a te îmbrăca mai gros, bun sfat, sau dacă este cald, a deschide pur și simplu geamul pentru a ventila, pentru a avea parte de aer condiționat gratis. Economisești, după spusele unora, între 1 și 2 litri la 100 de kilometri dacă aplici aceste reguli. În timpul pandemiei am aflat câteva lucruri cu privire la nevoia de a merge la locul de muncă. Mai multe țări au implementat lucratul de acasă. Aceste măsuri au fost ridicate în mare parte, dar există țări în continuare, cum ar fi Belgia și Franța, care încurajează lucratul de acasă. Dacă s-ar face acest lucru, se bănuiește o economie de până la 10-20 de lei pe drum, pe zi, când vine vorba de combustibil, și la plan mare, vorbim de milioane de mașini, dacă s-ar lucra de acasă pentru o singură zi pe săptămână, s-ar economisi 170 de kilobaril pe zi de combustibil, dacă s-ar lucra 3 zile de acasă, 500 de kilobaril pe zi pe termen scurt. Și acesta este al doilea sfat al agenției, lucratul de acasă pe cât de mult posibil. Al treilea sfat ar fi zilele sau duminicile fără mașini. Ideea a fost implementată și rulează în mai multe țări europene, s-a jucat cu ea și România în București. Problema cea mai mare atunci când nu ai infrastructură destul de bine dezvoltată, mai ales duminica, este ce faci cu oamenii care vin din vacanță sau ce faci cu studenții care vin din afara orașului înapoi, pe unde îi trimiți? O rută simplă până acasă de vreo 20-30 de minute se transformă dintr-o dată într-un drum alambicat de 2 ore în care se consumă destul de mult combustibil. Însă există totuși o lecție care este învățată de cei care stau în oraș și se bucură de orașul fără mașini, măcar în acea duminică. În Europa, mai bine de 3000 de orașe sunt înscrise în programul european al mișcării, în care orașele s-au angajat să nu folosească mașina pentru o zi. Impactul pe care poate să-l aibă o singură zi fără mașină este acela mai degrabă psihologic. Ai văzut că poți o zi să trăiești fără ea și posibil să o prelungești până lunea, marțea, să aplici din ce ai făcut o singură zi pe săptămână în restul săptămânii. Efectul de bulgăre poate să afecteze și guvernarea, care poate reduce prețul drumurilor, transportul în comun dacă are mai mulți clienți, sau poate chiar oferă în anumite portițe măcar transportul gratis. Dacă se interzice utilizarea mașinii private o singură duminică pe lună, ai beneficii la sănătate, când e vorba de aerul mai curat, la poluarea aerului, la siguranța mai mare pe drum, iar în climatul mai
cald sau vara la noi în țară, poți să elimini și aceste probleme cu morțile oamenilor pe stradă în insulele de căldură. Impactul este destul de mare, undeva la 380 de kilobaril pe zi de combustibil ar fi reduși pe termen scurt, asta dacă în fiecare duminică s-ar opri traficul mașinilor, dacă doar duminică pe lună faci acest lucru, tot economisești 95 de kilobaril pe zi. Al patrulea pas ar fi ieftinirea transportului în comun, îmbunătățirea serviciilor, încurajarea mersului cu bicicleta, utilizării oricărui alt dispozitiv alternativ de transport. În țările în care s-a încercat ieftinirea transportului în comun s-a văzut creșterea numărului de oameni care au mers în transportul în comun. Noua Zeelandă a încercat 3 luni în care a înjumătățit costul transportului în comun pentru a ajuta probleme din vremea pandemiei și a lipsei de combustibil internațional acum. În unele țări se deschid mai multe benzi pentru ciclism și ar trebui la nivel guvernamental să se încurajeze mersul pe jos, să se destigmatizeze faptul că nu-i te-ai urcat în bolid ca să arăți că ai. Dacă vrei să-ți arăți bogăția, se poate arăta la fel de simplu cu lanțuri foarte groase de aur. Ți-ai atins scopul. De asemenea, dacă sunt destul de groase, pot să fie folosite la fel cum le folosește The Rock pe post de echipament pentru exerciții fizice. Sunt sigur că în loc să-ți iei geleu de 60.000 de euro, poți să-ți faci un lanț destul de gros pe care nimeni nu se va gândi să-l fure pentru că sigur nu este real, dar care te va trage în jos și vei face exerciții fizice. Ar trebui să existe mai multe fonduri pentru a se cumpăra biciclete mai ieftine și nu circurile de biciclete pe care le avem noi la mall-uri. Degeaba îi dai omului 500 de lei ca să-și ia o bicicletă la 1000 de lei, care nu merită nici 500 de lei bicicleta. Are nevoie de una bună, cum trebuie. Mai bine una folosită, adusă din Germania, decât una nouă vai de capul ei din mall. Guvernul francez, de exemplu, are un fond de 500 de milioane de euro pentru încurajarea mobilității alternative. Construiește drumuri, itinerare pentru ciclism. Italia are un fond de 50 de milioane de euro pe an pentru următorii 3 ani pentru dezvoltarea de autostrăzi pentru ciclism. Noua Zeelandă plănuiește să cheltuie în următorii ani 130 de milioane de euro pentru ciclism și mai multe orașe din țări, cum ar fi Paris și Bruxelles, au instaurat viteză limită de 30 la oră în anumite drumuri pentru a descuraja mersul cu mașina. Mai bine mergi pe jos decât să mergi cu mașina la viteze atât de mici. Desigur, bicicleta treci de 30 la oră dacă te miști. Guvernele din țările avansate plănuiesc împreună să cheltuiască 30 de miliarde de euro în următorii ani, până în 2025, pentru îmbunătățirea infrastructurii și vreo 2 miliarde de euro pentru îmbunătățirea condițiilor de mers și de ciclat. Impactul pe termen scurt ar fi foarte mare, acolo unde se poate, am avea economie de 330 kilobaril zi de uz. A cincea măsură, care sună foarte ceaușistă pentru noi, este alternarea uzului mașinilor. Pe vremuri, aveai zile cu numere pare, dacă numărul tău de matriculare era par, puteai să mergi cu mașina, dacă era impar, trebuia să aștepți, mergeai în ziua în care îți venea rândul. Ei bine, același lucru se implementează în ziua de astăzi. În orașele mari, mașinile cu numere pare, în unele zile de lucru, din timpul săptămânii, n-au voie să meargă și unele impare în altele. Din anii 80 de la criza combustibilului, mai multe țări au implementat sisteme similare și asta pentru a face față poluării mari. Unele orașe, Milano, Atena, Madrid, Paris, dar și în Americi, cum ar fi Mexic. Din nefericire, aceasta nu este o măsură perfectă și e posibil să afecteze pe oameni mai puțin bogați, pentru că bogații au două mașini sau mai multe. Măsura nu poate să funcționeze decât dacă se implementează și altele, cum ar fi mersul la lucru în aceeași mașină cu colegii, pentru că ce mai mult trafic este o singură persoană în mașină, ieftinirea transportului în comun, excepții se pot face cu privire la mașinile electrice și, desigur, măsura poate să pice în genunchi dacă bogații ignoră mai departe ce se încearcă a se face și nu fac altceva decât să-și mai cumpere o mașină ca să meargă mereu. E mai rău. Impactul, dacă s-ar aplica, ar fi de 210 kilobaril zi de petrol și asta cu o reducere de doar 2 zile pe săptămână. Car sharing-ul, mersul la lucru cu mai mulți oameni în mașină, ar putea să fie implementat dacă guvernul ar oferi și încurajări, dacă ai avea locuri de parcare, pentru că acesta ar fi, cred că, cel mai mare bonus. Dacă știi, măi, ajung la lucru sau la magazin și dacă suntem 4 în mașină, am unde să parchez, cu siguranță oamenii și numai pentru treaba asta o să meargă mai mulți în mașină și vor scoate 3 mașini de pe drum într-un singur drum. Taxi mai mici pe autostrăzi,
dacă ești într-o țară care plătește autostrada, unde e mașina mai plină. Aceste măsuri au fost implementate în Madrid, de exemplu, și în Houston. Consumul pe zi al transportului unde există o singură persoană în mașină este responsabil de 4 milioane de barili pe zi de combustibil. Media în lume este de 1,5 oameni în mașină, și asta pentru că e posibil în unele mașini să fie o singură persoană și în altele 3, dar practica este puțin implementată. Măi, am treabă la Sibiu, hai să mergem toți din stradă. Aplicațiile care au pornit pe ideea aceasta de car sharing rapid au mutat în alte direcții, cum ar fi Uber-ul. Mă gândeam zilele trecute, mă, ce bine ar fi dacă ar exista o aplicație prin care să mergi cu mai multă lume cu mașina. Există, dar nu o folosește nimeni în felul acesta sau prea puțină lume. Iar în timpul pandemiei, din măsuri de siguranță a sănătății, oamenii cu atât mai puțin au folosit în comun mașina. De asemenea, dacă nu poți să mergi cu mai multă lume cu mașina, există metode prin care poți să reduci consumul acestea. Asigură-te că presiunea cauciucurilor este care trebuie, nu merge vara cu cauciucuri de iarnă. Doar cu aceste lucruri poți să economisești până la 2% din combustibilul folosit. Aerul condiționat sau căldura, încă 10%. Concluzia ar fi că dacă ai crește cu 50% numărul de oameni dintr-o mașină, ai putea economisi 470 de kilobaril zi de combustibil. Franța este des menționată în acest episod și asta pentru că francezii au implementat în cursurile de școală de șoferi condusul economic și acesta poate să fie implementat de mai multe țări pentru a învăța pe noi șoferi să conducă economic mașina. Dorința ar fi ca această cerere să fie obligatorie. La camioane, dacă s-ar umple până sus, cu vârf în transport, s-ar economisi atât forța de muncă, pentru că nu trebuie să facă atât de multe drumuri, cât și combustibilul, iar în final, pe termen scurt, ai putea economisi 320 de kilobaril zi de combustibil. Al optulea sfat ar fi înlocuirea avionului cu trenul. Din nefericire, noi în România nu avem trenuri de viteză mare, însă recomandarea este că orice e sub 1000 de kilometri ar trebui făcut cu trenul. Din nefericire, la noi, dacă ai 600 de kilometri de făcut cu trenul, ajunge a doua zi. Așa că sfatul este mai degrabă pentru tine, cel care trăiește într-o țară mai bună. Bazat pe modul în care călătorim în ziua de astăzi, se estimează că 2% din transportul cu avionul ar putea să fie transferat fără probleme la trenuri. În Franța, din nou, legea climatului și a rezistenței spune că zborul trebuie anulat dacă există alternative care te vor duce la destinație în 2 ore și jumătate. Companiile deja au început să taie zborurile de pe lista de zboruri dacă sunt pe rute scurte, între Paris, Nantes, Lyon și Bordeaux, de exemplu, iar impactul ar fi o reducere cu doar acel 2% de 40 kilobaril pe zi pe termen scurt. Dacă am evitat mai departe cu totul zburatul cu avionul când vine vorba de întâlniri sau de lucruri mai puțin decât vitale, economia pe care am putea o avea este de 260 de kilobaril zi de petrol. În timpul pandemiei s-a demonstrat că întâlnirile nu e neapărat nevoie să aibă loc față în față, mulți oameni reducând astfel zborurile, ajungându-se la economii. Ultimul sfat al agenției este cu privire la mașini electrice. La sfârșitul lui 2021 aveam peste 8 milioane de mașini electrice peste tot în lume, majoritatea acestora fiind în Europa. Din nefericire, lipsa de componente nu a putut să facă acest drum, această creștere care a avut loc în ultimii ani, să meargă la fel de puternic înainte, dar aceasta ar fi direcția în care am putea să ne îndreptăm și ar fi una bună. Impactul în momentul de față este acela al reducerii cu 100 kilobaril zi de petrol și asta bazându-ne doar pe traiectoria pe care o avem cu privire la mașini electrice și hibride sau foarte eficiente. În final există câteva sfaturi la mintea cocoșului sau la care posibil să nu te fi gândit până acum chiar dacă le știai. Cumpără lucruri făcute în zonă. Iai cartofii din vecin, nu-i mai luat de la mall, de exemplu. Magazinul de second hand nu e de aruncat. Hainele sunt bune, de calitate, la un preț mai mic, au o viață lungă înainte. Cumpără tot ce poți, mașini, automobile, jucării, îmbrăcăminte, orice, prelungește viața. În loc să reciclezi, refolosește. Pungile de plastic sunt făcute din petrol, la fel este orice formă de plastic. Și când cumperi o jucărie, gândește-te dacă este bună sau nu, dacă o va folosi sau nu pruncul. Fii foarte atent la ce cumperi, pentru că va trebui să fie aruncat acel lucru și pentru că e făcut din plastic, făcut să nu se strice ușor, nu o să se degradeze foarte rapid. Când mergi la magazin, ia pungile pe care le ai deja după tine, nu mai cumpăra încă una și încă una și încă una, care va ajunge în ocean și va sufoca țestoasele sau va ajunge înapoi într-un pește în burta ta. Cumpără îmbrăcăminte din fibre naturale. Nailonul, poliesterul nu sunt naturale. Ia lucruri din cânepă, bumbac sau adiacente sau cu un procent mic de produse bazate pe petrol. Nu mai consuma parfumuri. Asta e nouă, nu am știut de ea. 95% din lucruri care sunt în parfumuri sau 95% din chimicale din parfum, pentru că lichidul nu este petrol, 95% din chimicale din parfumuri sunt bazate pe petrol. Mai mult de atât, e posibil să dai un atac de astm unei persoane de pe lângă tine și să participi la poluarea aerului.
elimină sau nu te mai gândi să îți pui mochetă în toată casa. Pun o mochetă doar de zonă, un covoraj micuț și frumos, pentru că mocheta e făcută din petrol. Renunță la ideea de apă la sticlă. Scoate-ți-o din minte. Dacă te duci la magazin și ți-e sete, cere efectiv niște apă sau ai o sticlă la tine să o umpli. E cumva trist că trăim în societatea în care nu mai putem să cerem un pahar de apă. Dacă poți, fă economii și instalează soluții ecologice în casă. Izolează casa cum trebuie, mai ales acoperișul, pentru că după stratul de tablă nu e nimic, e gol. Dacă poți și ai destulă îndemânare, vezi care este starea panourilor fotovoltaice și dacă are sens la tine sau nu asemenea instalație, dar este suficient până să ajungi acolo să reduci consumul de electrice acasă. Stinge becurile când ești în încăpere, scoate tot sau pune pe un prelungitor cu întrerupător pune toate electronicile când ai plecat din living. Oprește tot, să nu mai sugă degeaba televizorul care nu este folosit. Doar LED-ul sau electronicile din spate ca să fie pregătite pentru confortul tău când ai apăsat pe buton să meargă. Încearcă, pentru că foarte mult se consumă în producția de carne, încearcă măcar o zi pe săptămână să nu mănânci carne. În 2006, Națiunile Unite au spus că industria cărnii este una din cele trei cele mai mari probleme ale mediului pe care avem în momentul de față în lume. Sistemul audio din mașină consumă. Oprește-l sau folosește-l doar pentru piesele care chiar îți plac. Nu lăsa să meargă doar de în fundal. Dacă auzi o piesă proastă, oprește cu totul. Nu e loc pentru mediocritate. Dacă ești în liste de spam, ieși de pe el, dă-ți unsubscribe de pe toate, pentru că totul consumă curent. Există server care funcționează doar ca să îți servească ție spamuri. Oprește-le. Mănâncă mai puține alimente care sunt în pungi. Când mă duc la magazin și văd că este încă într-o pungă și în punga aceea mai e încă o chestie în pungă, zic, dar nu te cumpăr. Du-te încolo, dar mie nu trebuie în două pungi o madlenă pe care o mănânc dintr-o bucătură. De asemenea, se recomandă mâncatul după anotimp, pentru că mâncarea după anotimp călătorește mai puțin în jurul lumii. Și la final, uite-te la YouTube în 360p. Serverele funcționează mai puțin, acest episod este în întuneric, am iluminat și eu mai puțin, și dacă sunt mai puține lucruri care se mișcă și mai întunecat, YouTube consumă mai puțin pentru a arăta imaginile de acolo. Desigur, au fost multe scene în care am fost acoperit cu totul, dar tot există o reducere mică atunci când am fost doar eu pe ecran. Urmărește în 360p. Nu te mai țin, îți mulțumesc tare pentru atenția pe care mi-ai acordat-o până acum. Sper ca timpul pe care petreci pe YouTube, măcar prin clipurile mele, să fie timp care să merite curentul consumat și impactul ecologic pe care l-are urmărirea clipului meu. Dacă nu-ți place canalul și te uiți la așa, nu te mai uita, pentru că poluăm degeaba. Aplică același lucru și asupra competiției. Aveți grijă de voi, nu vă mai țin. Atenție că merg!